Vă salut, dragi prieteni, bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe canalul meu. În acest videoclip vreau să vă arăt puțin porumbei și crescătoria mea. Acum le-am pus masa de seară, este ora 7:30 și acum am venit și le-am pus mâncare la pui. Au mâncat aproape toți, deci aceia ce s-au dus acolo sus sunt sătuli. Mai mănâncă aceștia. Deci aici în acest compartiment am 18 pui. Și acolo unde sunt și maturii, mai am 4 pui, în total 22. Deci până în acest moment am 22 de pui. Și cred că până la final, până o să încep să îi antrenez, să îi duc la antrenamente, o să am undeva la 30 și un pic, 32, 34 parcă de pui. Deci cam cu atâți pui aș vrea eu să încep sezonul, din care se vor pierde la antrenamente, se vor pierde în jurul crescătoriei, va lua uliu câțiva și se vor pierde și la antrenamente. Deci până la zboruri, măcar să rămân cu undeva la 25 de pui și cam așa aș fi mulțumit. Deci să vă arăt aici la maturi. La pui azi am făcut curățenie. Aici o să le fac mâine. Deci aceștia sunt porumbei maturi. 12 porumbei maturi. Am avut 18, dar care a fost mai bătrân, de 2018 am eliminat pentru că nici nu erau ceva porumbei buni ca să-i pot zbura și mi-am lăsat doar 12 porumbei maturi pe care în acest an o să îi duc cu mașina cât de mult posibil. Deci cel mai apropiat oraș de mine se află la 9 km aerian și la acest oraș merg aproape săptămânal, adică acum de când este cu virusul nu am mai fost, dar în rest mergem aproape săptămânal, sora mea locuiește acolo și mergem și la cumpărături pe acolo și porumbei vor fi duși foarte, foarte des la acești 9 km aerieni, dar vor fi duși și la 32 de km aerian și la 50 de km. Vorbesc acum de porumbei maturi, iar puii o să fie și ei antrenați de foarte multe ori la acest 9 km aerian, dar o să încerc să fac cât mai multe antrenamente de la 32 de kilometri. La 32 de kilometri se află următorul oraș din județ de la mine și o să încerc să fac undeva și acolo câteva antrenamente, vreo două antrenamente la 50 de kilometri și cred că după aceea puii vor fi pregătiți pentru concursuri. Cei care o să rămână, cred că o să fie pregătiți și o să îi pot băga la etape fără nicio problemă. Deci aici pe jos mai am 3 pui, care acum încep să mănânce singuri. Se închid sub aripi. Acesta are o culoare foarte ciudată, deci este negru.
în aripă are alb și are și roșu. Deci este un porumbel tricolor, negru, alb și roșu. Deci chiar nu știu din ce părinți provine, că acest porumbel îl am de la un crescător de la care am adus și am schimbat puii cu ai mei. Deci este un pic cam sălbatic. Deci cam așa arată culoarea lui. Și are pe sub aripă și aici, cum se poate vedea, și roșu. Deci aceștia trei sunt aici. Și mai am unul aici în boxă, să-l scot afară, care încă este micuț și nu poate fi trecut încă pe podea. Și cu acești 4 pui, în total am 22 aici în crescătorie. Aici mai am 2 ouă, dar nu știu ce să fac, să las să scoată sau nu, dar cred că o să las să scoată puii și poate o să îi dau cuiva, dacă nu o să îmi trebuiască. Deci, așa, să vorbim încă despre pui, pentru că anul acesta ei sunt în prim plan. Deci puii vor fi zburați și de ei trebuie să mă ocup mai bine, să le pot oferi condițiile de care au nevoie, hrană bună, apă curată, schimbată de 2 ori pe zi, vitamine în apă din când în când, oțet de mere cu miere de albină și multă odihnă în acest moment. Puii deja i-am eliberat de câteva ori, ies afară, poate mâine o să fac și un videoclip când îi eliberez, ca să vedeți. Și cred că undeva la peste 2 săptămâni ei deja vor zbura în stol și undeva la peste 1 lună cred că o să începem treptat antrenamentele cu ei, cu mașina personală, și când va începe sezonul cu pui, o să îi bag la 1 sau 2 antrenamente și cu asociația, dacă o să se facă, și sper eu ca la etape să nu mă dezamăgească și să facă câteva clasări. Sper să îmi claseze. Oricum eu, din câte știu, voi juca până la vârsta de 18 ani în campionatul copiilor, unde am șanse mai mari să devin, așa spus, campion pe județ. Deci să am porumbei cu clasări de vârf, pentru că în campionatul copiilor nu sunt așa mulți crescători și am mai multe șanse să bat și să iau poate chiar în primul an niște clasări bune și să ajung pe podiumul județean și poate chiar și provincial cu pui. Deci, cam atât despre pui și despre acest videoclip în crescătoria mea. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu, la canalul lui domnul Tulbiță Valentin, pentru că aveți o grămadă de lucruri de învățat de la el. Este un mare campion al României. Aproape în fiecare an este în fiecare an este în top 10 național. Și să vă mai abonați și la domnul Burciu Daniel, pentru că la 1000 de abonați
va face un concurs cu 2 pui de top și puteți participa la acel concurs când va face 1000 de abonați și poate chiar unul dintre voi o să câștige cei 2 pui de top de la domnul Burciu Daniel. Deci acesta a fost videoclipul, cum v-am spus, dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă pentru că 60% din cei care privesc acest canal nu sunt abonați. Și puteți să-mi scrieți un comentariu cu părerea voastră despre ce am vorbit în acest videoclip, ce părere aveți despre puii mei și dacă credeți că o să reușesc să zbor cu succes cu ei. Și noi ne revedem la următorul videoclip. Salutare!